Regina Elizabeta a II-a a Angliei este posibil să fie cea mai retrasă persoană cunoscută din lume. Ea în 2015 a devenit monarhul care a condus Marea Britanie cel mai mult din istoria Marii Britanii, întregând-o pe strămica sa Victoria, ajungând la cifra de 66 de ani de conducere. În ziua de astăzi are aproape 70 de ani pe tron. Iar în această întreagă perioadă, ea a vorbit foarte puțin cu media, toată lumea poate să o recunoască de la un kilometru distanță, dar vocea este puțin auzită, are aproape întotdeauna aceeași față care maschează sentimentele și, desigur, o colecție impresionantă de îmbrăcăminte multicoloră, mulți căței și secrete. Iar în acest episod, pe lângă alte 100 de lucruri, vei afla de ce e atât de retrasă. Haideți să începem. Pentru început, ea nu s-a născut ca și moștenitor al tronului. Pentru primii 10 ani din viață, nici măcar nu era un membru important al familiei regale. Acest lucru s-a schimbat când bunicul ei, regele George al V-lea, a murit în 1936. Și asta pentru că următorul la rând în succesiunea la tron era unchiul lui Elizabeta, Edward al VIII-lea, care a abdicat de la tron doar un an mai târziu pentru a se putea căsători cu o tipă cunoscută în America, Wallis Simpson. Edward nu avea copii, evident, așa că fratele său, Albert, tatăl lui Elizabeth, a fost următorul la tron. A luat numele de George al VI-lea pentru a arăta succesiune, continuitate, faptul că va duce misiunea fratelui său mai departe și că nimic nu s-a schimbat la tron. Astfel, Elizabeth, în vârstă de doar 10 ani, a devenit prima linie la tron, urmând să fie regină. Regina Elizabeta s-a născut la ora 2:40 dimineața pe 21 aprilie 1926. Ea a fost încoronată pe 2 iunie 1953 și a fost văzută la televizor de 20 de milioane de oameni. Primul e-mail scris de regina a fost în 1976 și prima postare pe Instagram a fost făcută în 2019, însă nu ea postează lucruri pe Instagram. Din 2015 are oameni angajați care se ocupă de toată viața socială, care există din ultima vreme că nu a existat. Elizabeth nu a mers niciodată la școală. Înainte să vă bucurați și să vă pare rău că nu v-ați născut într-o familie regală, trebuie să știți că asta nu înseamnă că nu a fost educată. Ea avea profesori personali care veneau și învățau acasă. La fel a fost educată toată lumea, inclusiv sora ei mai mică, prințesa Margareta. Ea a fost educată în mare parte de dădaca Marian Crawford, care a fost înlăturată din casa regală până la urmă, pentru că în 1953 a scris o carte, o biografie și a introdus acolo viața personală a familiei regale. Cartea chiar purta numele de Mica Prințesă, fără să aibă permisiunea cuiva. Probabil că ați văzut filmul A Royal Night Out. Acel film este desigur ficționalizat, dar este bazat pe evenimente reale, pentru că Lilibeth, cum era poreclită Elizabeth, și sora ei, Margaret, ieșeau adesea mascate pe străzile aglomerate ale Londrei, inclusiv la petreceri. Acum nu făceau acest lucru fără să ceară permisiune. Părinții chiar au dat voie să iasă în nebunia străzilor londoneze când s-a sărbătorit sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe 8 mai 1945 și regina spune că și-aduce aminte despre acea seară și a fost unul dintre cele mai memorabile evenimente din viața ei. Și ca să o citez, I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just wept along on a tide of happiness and relief. Asta a spus în 1985, conform BBC. Vă recomand și filmul Royal Night Out, a fost ok. În ziua nunții a purtat o coroniță care, din păcate, s-a rupt fix în ziua nunții și că vorbim despre nuntă, ea este înrudită cu soțul ei, tehnic, Philip și Elizabeth sunt verișori de al treilea. Elizabeth este înrudită pe partea tatălui, iar Philip pe partea mamei. Philip s-a născut într-o familie regală, unindu-se o regalitate din Grecia și una din Danemarca, dar a trebuit să renunțe la titlul grecesc atunci când s-a căsătorit cu Elizabeta. Aceasta își sărbătorește ziua de naștere de două ori pe an, tehnic și în realitate ziua ei de naștere este pe 21 aprilie, deci luna aceasta, dar în țară nu se sărbătorește până pe 21 iunie și asta pentru că monarhii care se nasc în luni mai reci, sărbătoresc în mod comun zilele de naștere când vremea se încălzește mai mult pentru că este un timp mai potrivit pentru o paradă. Lucru care se întâmplă cu privire la Elizabeth în fiecare an în iunie. Vorbeam mai devreme despre cât de mult a stat pe tron. Ei bine, e pe tron de atât de multă vreme încât 4 din 5 englezi nu erau în viață când ea încă nu urcase la tron. Astfel, majoritatea englezilor nu cunosc niciun alt monarh, la fel și australienilor, al neozelandezilor și așa mai departe, nu cunosc niciun alt monarh în afară de Elizabeta a doua și ca să punem în cifre mai exacte, 81% din englezi nu erau în viață când i-a urcat la tron. Și-a urcat la tron în 1952, imediat după moartea tatălui său. În 1939, când era doar o adolescentă, Elizabeth și-a implorat tatăl să o lase să intre în război, să ajute la război. Nu i s-a dat voie la început, dar până la urmă i s-a permis să vorbească la radio pentru a ridica moralul englezilor și are o replică faimoasă de la vârsta de 14 ani care spune așa: I can truthfully say to you all that we
children at home are full of cheerfulness and courage. We are trying to do all we can to help our gallant sailors, soldiers and airmen, and we are trying to bear our own share at the danger and sadness of war. Până la urmă, în ciuda riscului, Elizabeth a ajuns pe lângă front ca și mecanic și șofer în 1945, când avea doar 18 ani, devenind singura membră a familiei regală femeie care a intrat în armată și este singurul cap de stat din lume care a fost efectiv oficial în serviciu în timpul celui de-al doilea război mondial. Ea este al doilea monarh britanic numit Elizabeta, iar numele complet al ei este Elizabeth Alexandra Mary, după numele mamei sale, Elizabeth, a străbunit nici ei de pe partea tatălui, regina Alexandra, și de la bunica ei pe partea tatălui, regina Maria. Iar tehnic numele de familie al reginei este Windsor. Practic, numele ei ar fi trebuit să fie Saxe-Coburg-Gotha, dar regele George al V-lea a schimbat acesta în Windsor în 1917, după ce familia regală a vrut să se distanțeze de nemți, de dinastia de care aparțineau, de origine germanică, pentru că în timpul primului război mondial suna prea germanic numele lor și nu voiau să sune ca și inamicii. Însă în 1960, pentru a se diferenția de restul familiei, Elizabeth și Philip și-au mai luat încă un nume, Mountbatten, devenind astfel Windsor-Mountbatten. Elizabeth a ajuns la tron când avea doar 25 de ani, în ziua în care George al VI-lea a murit, pe 6 februarie 1952. El la vremea aceea era în Kenya și când s-a întors în țară a devenit regină. Acum ajungem la motivul pentru care Elizabeth nu apreciază nici în ziua de astăzi camerele de luat vederi. Ea nu a permis nici măcar nunta ei să fie filmată sau fotografiată, crezând că filmând și punând la televizor acest eveniment regal pentru a fi văzut de oamenii de rând, va rupe tradiția despărțirii claselor între oamenii de rând și regalitate, tradiție care spunea că doar membrii de vază ai societății britanice puteau să fie martori ai evenimentului. Desigur, sunteți conștienți că a fost până la urmă filmată nunta, s-a creat un comitet întreg urmărit îndeaproape de Philip, la început au putut să fie luate doar câteva cadre, până la urmă au căzut de acord să filmeze toată treaba, dar nu aveau voie să o filmeze pe regina Elizabeta de aproape. Pentru că nunta nu a fost la mult timp după cel de-al doilea război mondial și perioada raților încă era aplicată, regina Elizabeta a folosit 200 de cupoane de rații, obținute de la guvern pentru a-și plăti rochia de mireasă. Aceasta a fost din mătase, a avut 10.000 de perle și s-a lucrat la ea 6 luni. Nu se știe exact cât a costat, însă rochia de mireasă a reginei Elizabeta din serialul de pe Netflix The Crown a costat 40.000 de dolari în ziua de astăzi. De-a lungul timpului a deținut căței corgi, peste 30 din aceștia, și toată tradiția a început în tatăl ei i-a adus primul cățel la aniversarea vârstei de 18 ani. Nu o mașină, un cățel. Primul corgi se numea Susan și majoritatea următorilor au fost descendenți ai primului corgi. Iar în ziua de astăzi are doi, Candy și Vulcan, și aceștia sunt o combinație de corgi și Dachshund. Aceștia au luat naștere după ce unul dintre corgii ei s-a împerecheat cu unul dintre Dachshundii prințesei Margareta și a ieșit un dorgi. Această rasă nouă de câini se spune că îi aparține în întregime reginei. De asemenea, reginei aparțin și toate lebedele și delfinii care înnoată și zboară în teritoriul Marii Britanii, și această lege se aplică din secolul al XII-lea. Pe vremea aceea, lebedele erau considerate o delicatețe. Astăzi nu se mai mănâncă, cel puțin regina nu le mai mănâncă pe acelea, dar totuși le deține. Și în fiecare an, numărătorul de lebede al reginei, acesta este titlul oficial și este un loc de muncă real, face un inventar al tuturor lebedelor de pe teritoriul țării și le verifică sănătatea. Și mai departe, conform unui statut din 1324, ea deține toți peștii regali. Printre aceștia avem delfinii, dar și balenele, țestoasele și alți pești mai rari. În ziua de astăzi, regina Elizabeta nu mai călătorește la fel de mult, însă de-a lungul regimului ei, i-a plecat din țară de aproape 300 de ori în vizite oficiale, totuși chiar și în țara natală se raportează că are anual undeva la 300-350 de întâlniri oficiale. Ceea ce e foarte mult, pentru că dacă îi combini toată familia, Harry, William, Kate și Meghan, împreună nu au atâtea întâlniri oficiale. În timp ce sună bine că este regina, asta nu înseamnă că este cea mai bogată persoană din Marea Britanie, din păcate. Ea primește bani din impozite, are o grămadă de terenuri deținute de familie pe care ea chirie, arendă sau pe care sunt dezvoltate afaceri care aduc bani, și are o avere de aproximativ 400 de milioane de euro. Însă, din păcate, nu doar că nu este în top
100 cei mai bogați britanici, ci de-abia stă și ea în top 500 cei mai bogați britanici. Totuși, pentru că este regină, s-a deschis un ATM doar pentru ea la Palatul Buckingham și de la ea nu se așteaptă nimeni să plătească impozit pe venit sau altfel de taxe, însă regina Elizabeta a ales să facă acest lucru voluntar din 1993. Împreună cu soțul ei, ea are 4 copii, prințul Charles, prințesa Anna, aceștia doi s-au născut înainte ca ea să devină regină și după ce a devenit regină, l-a făcut pe prințul Andrew și prințul Edward. Și când a născut pe prințul Andrew în 1960, a devenit prima regină care a avut un copil din 1957, deci mai bine de 100 de ani, atunci când regina Victoria a născut-o pe prințesa Beatrice. A fost implicată și în lansarea misiunii Apollo 11, ea trimițând un mesaj pe lună în 1969, împreună cu mulți alți lideri mondiali, a scris mesajul pe o bucățică de hârtie și acesta a fost transferat pe un disc. Iar discul se află și în ziua de astăzi pe lună, într-o cutie la baza steagului american pus de Buzz Aldrin și Neil Armstrong. Mesajele generale din partea oamenilor au fost de bunătate și prosperitate, iar mesajul reginei a fost din partea britanicilor salut curajul și capacitățile care a dus omul pe lună. Sper că acest lucru să crească bunăstarea și cunoștința umanității. Deși nu-i place să stea mult în fața camerei, a apărut ca și personaj în peste 100 de filme și seriale TV. Despre ea se spune că în fiecare seară înainte de culcare bea un pahar de șampanie, dar doar se spune, nu e sigur. Din 1989, de când m-am născut eu, se spune de asemenea că poartă același lac de unghii, care se pare că este și foarte ieftin. Lacul acela are și o nuanță de roz ușor și poartă numele de Ballet Slipper. Costă undeva la 35 de lei. Și se spune că în 1989, stilistul personal al reginei a comandat o sticluță de la Essie în acea nuanță și de atunci regina nu mai vrea să poarte altceva. Desigur, am mai zis în alt episod, regina nu are nici pașaport, nici carnet de șofer pentru că nu are nevoie de ele. Toate aceste acte fiind oferite în numele reginei, ea fiind regina, devine un pleonasm, poate pur și simplu să spună, am voie să conduc. Nu trebuie să scriu acest lucru tot eu pe o hârtie ca să vă spun vouă că am voie să conduc. Se spune că își folosește poșeta pentru a transmite mesaje secrete membrilor echipei ei atunci când nu se simte bine, nu stă bine pe scaun la o întâlnire sau e plictisită de acea întâlnire și vrea să se grăbească să termine mai rapid. În 1981 a supraviețuit unui atentat de asasinare, conducea un alai pe cal și un băiat în vârstă de 17 ani, Marcus Sargent, obsedat de asasinări, a tras mai multe gloanțe oarbe înspre regina Elizabeta și s-a găsit în jurnalul acestuia dorința lui de a surprinde și încurca toată lumea prin acest lucru, prin faptul că a tras înspre regină și a folosit gloanțe oarbe. Din fericire a făcut asta pentru că în Marea Britanie nu a avut cum să facă rost de gloanțe reale, a primit 5 ani închisoare, dar a fost eliberat după doar 3. De asemenea, casa reginei a fost spartă la un an după acel incident, iar casa reginei era Palatul Buckingham, iar pe 9 iulie 1982 Michael Fagan, alt tip, a reușit să intre în palat, să se urce la geamul reginei pe un burlan de scurgere și să intre în dormitorul acestea. Se spune că Fagan și regina au stat de povești până când au venit membrii securității să le scorte afară, însă Fagan a spus ziarilor că regina pur și simplu s-a ridicat și a ieșit din încăpere. I'll have none of this nonsense. Nu s-a uitat la el, nici măcar nu s-a încălțat, pur și simplu a ieșit din cameră. Să zic că mersi că nu i-a dat în cap, tipa a fost în război. Regina Elizabeth are și simțul umorului, se spune că poate să emite sunetul pe care un Concorde îl face atunci când aterizează și că este foarte amuzant. Iar obiceiul ei de a se masca și a ieși sub acoperire în public, obicei din tinerețe, nu a dispărut. Recent, într-o excursie în Scoția, a fost abordată de niște turiști, evident americani, în timp ce se plimba și aceștia au întrebat-o dacă locuiește în zonă. Tantea a spus că da, are o casă în preajmă și pentru că erau americani, evident au întrebat-o dacă a cunoscut-o sau întâlnit-o vreodată pe regină. Femeia a văzut oportunitatea unei glume și a zis, nu, am cunoscut-o niciodată pe regină, dar bărbatul acela și-a arătat cu degetul spre un polițist, a cunoscut-o. Facepalm cât de mare trebuie să-și fi dat oamenii când au realizat ce au făcut. Numele oficial al reginei Elizabeta este Elizabeth a II-a, prin grația lui Dumnezeu, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a celorlalte tărâmuri și teritorii regină, capul Commonwealth-ului, apărătorul credinței. Și eu credeam că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este prea lung. Mai are și alte beneficii prin faptul că e regină, nu poate să fie dată în judecată și nu poate să fie obligată să apară în fața unei curți a instanței sau să ofere vreo dovadă pentru a-și susține nevinovăția. Iar familia regală spune că în timp ce nu poate să fie dată în judecată, asta nu înseamnă că face ce vrea și familia regală se asigură că toate activitățile personale sunt duse în strictețe conform legii. În 2015 și-a cumpărat un apartament
în New York de 8 milioane de dolari, are 300 de metri pătrați și a fost făcut de un designer pe care l-a făcut Cavalier. Toate cadourile pe care le primește în fiecare an trebuie să fie inventariate și printre cadourile recente ciudate avem o pereche de cerbi, o pungă de sare, un tortuleț din sticlă și un presbapier de birou din argint. Iar aceste cadouri are voie să le folosească, dar tehnic nu le deține personal, ci sunt adăugate colecției regale. Monarhul le deține. Câtă vreme acea persoană este monarhul, le poate folosi, dar după aceea merg mai departe. În fiecare an, regina Elizabeta trimite de Crăciun felicitări și până acum a trimis peste 50.000 de asemenea felicitări. De asemenea, a devenit proprietar de casă la vârsta de doar 6 ani, când a primit în cadou din Wales o locuință în Windsor Royal Lodge. De asemenea, deține un elefant, două țestoase gigantice, un jaguar, niște leneși și alte cadouri vii, vorbeam mai devreme de cerbi, care se află la grădina zoologică din Londra. Ne apropiem de final, ea nu călătorește niciodată fără rezerve de sânge și întotdeauna are un medic în preajmă în toate călătorile pe care le face. Acest medic trebuie să fie pus la punct cu toate spitalele care sunt în preajmă, în toate orașele vizitate și desigur că are după el echipament de prim ajutor, defibrilator, medicamente în caz că pățește ceva regina. Și desigur, sângele este folosit în caz de nevoie la o transfuzie. Unul dintre lucrurile ciudate este la Palatul Buckingham, unde regina interzice deschisul ferestrelor în timpul zilei pentru că strică vibe-ul clădirii, nu mai arată la fel de uniform și frumos cu ferestrele deschise. Astfel, ferestrele pot să fie deschise doar la anumite ore, când sunt mai puțin turiști, să nu arate aiurea. Se spune că urăște cuburile de gheață și preferă mingile de gheață pentru că au un sunet mai melodios și din acestea folosește pentru a-și răci băuturile. Și se spune că prințul Philip este cel care a inventat mașina specială pentru a face sferele de gheață în mod special pentru ea. Iar la final, regina Elizabeta poartă încălțăminte la mâna a doua. Și asta pentru a nu-și răni cumva picioarele sensibile, cineva trebuie să poarte încălțămintea ei înainte să o poarte și ea, pentru a fi un pic uzat, să fie mai confortabil purtatului. În ciuda faptului că poartă aceeași încălțăminte de decenii, nu vrea să simtă disconfortul purtatului încălțămintei noi nouțe pentru primele zile. Și asta a fost tot pentru azi despre regina Elizabeta a doua. Am lăsat afară o grămadă de lucruri fascinante, ciudate și interesante despre regină. Dacă vă place acest episod, știți ce să faceți, dați un like, un share, un comentariu și loviți clopoțelul de notificare și voi mai face și altele. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, nu uitați de Patreon, eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad mere!